Mă, dar fetele n-au ajuns. Dar nu înțelegem un lucru. La unele licee se reduce o clasă, deci 1%, iar la noi tot o clasă 50%. Liceul nostru a pornit cu 3 clase și la ora actuală noi am rămas cu o singură clasă. Mi se pare absolut anormal. Mai ales că liceul nostru are o tradiție deosebită, este foarte vechi, anul acesta împlinim 100 de ani de la înființarea școlii. Rezultatele la examenul de bacalaureat? Da, rezultatele la examenul de bacalaureat au fost deosebite. Avem medii foarte mari și un procent de promovabilitate de peste 85%. Deci nu ar fi... De dorit să se taie aceste clase. Mulțumesc! Numele dumneavoastră? Sava Mircea mă numesc. Sunt profesor de educație fizică. După acțiunile preliminare de contestare a deciziei Consiliului de Administrație Inspectoratului Școlar, care Liceului Tehnologic Spiru Haret ia una dintre cele două clase propuse în planul de școlarizare. Acum câte clase funcționau? Noi avem câte două clase pe nivel, da? Două clase de a 9-a, două de a 10-a, două de a 11-a, două de a 12-a, încadrându-ne foarte bine în tot ceea ce înseamnă spațiu, fond de salarizare și așa mai departe. În momentul de față vor să-l desfințeze de tot sau să mai scoată încă câte o clasă pe fiecare nivel? Dacă s-a întâmplat acest lucru anul acesta, putem să ne gândim la orice pe viitor. Deci o promisiune ca cea pe care am auzit-o în presă nu poate să ne liniștească. Noi am muncit enorm. Școala noastră este o școală care are, anul acesta împlinește, am venit în anul 2015, 100 de ani. Am revenit la statutul de liceu în anul 2006, pentru că l-am avut începând din anul 1915. Am muncit foarte mult. Suntem o unitate care are foarte bine la toți cei 45 de indicatori ai ARACIP. În urma vizitei de anul trecut, suntem singura unitate tehnologică care are aceste calificative, cu medii de peste 8 și la admitere și 94% promovabilitate. Mulțumesc foarte mult. Numele dumneavoastră, vă rog. Alina Chiulă, reprezentanta Consiliului de Administrație. Mulțumesc. Mă aflu aici pentru că îmi doresc ca școala mea să continue.
ca și liceu, bineînțeles, și pentru că sunt aici din clasa 1-a și de când sunt aici, tot colectivul a fost extraordinar, profesori, învățători, lucrătoare. Și sunt a 12 acum, sunt în fază terminală și chiar dacă plec din acest liceu, îmi doresc să las ceva aici și vreau să lupt pentru asta. Pentru că liceul acesta poate. Avem 95% probabilitate la bacalaureat. Și nu numai asta, avem o grămadă de proiecte și chestii. Mulțumesc mult! Numele tău? Florea Denis. Mulțumesc mult! Numele de care s-a intrat anul acesta a fost 27. Prietenii de-a mei m-au întrebat tot timpul cam ce medie ar fi, pentru că este unul dintre cele mai bune licee din Piatra Neamț. Nici clasă. Acolo unde știm foarte bine ce s-a întâmplat anul trecut la bacalaureat, cu toate scandalul respectiv. Nu este. Ce clasă este? În clasa 12. Înțeleg că ești eu poate da, bine că vor să vorbească cei de la plăsă. Medii de... Care au fost medii? Doamna Borsă și unde? 3 ani. La cruceată sunt 9.50. Mulțumesc! 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 Am văzut o clasă de la Rosnov și 6 clase din Piatra Neamț. Repet încă o dată, pe fondul scăderii populației școlare, în speță absolvenții de clasa a 8-a. Am considerat, și nu eu personal, ci consiliul administrației al ISJ-ului, a considerat că scăderea să o ducem anul acesta pe zona liceilor tehnologice, tocmai pentru a păstra acel raport 40%-60% între învățământul teoretic vocațional, respectiv învățământul tehnologic, procent raport care se păstrează în limitele normalului în județul Neamț. Trebuie să supunem lucrurile la punct, în sensul să le definim cum trebuie. Din păcate, mișcarea celor de la Spiru, pe care o respect și o apreciez, considerând-o o mișcare care scoate în evidență un colectiv de profesori valoroși într-o școală valoroasă, apreciată ca atare la nivelul inspectoratului, repet, mișcarea celor de la Spiru ar putea duce ca finalizare la o situație care nimeni în sistem nu și-o poate asuma respectiv, să luăm de la o altă unitate de învățământ din zona Piatra, două clase. Adică la un liceu să nu scădem deloc și la alt liceu să scădem cu două clase. Ceea ce, în spirit de echitate și respect, nu putem. Dar vă repet încă o dată, îmi arătăm deschiderea pentru dialog fără discuție și personal respectul pe celălalt pentru niște oameni ai școlii care luptă pentru școala lor. Sau toate sunt așa respectul.